Este sigur că vom și doar la victorie să prestăm un meci. Toate meciurile să le prestăm cât mai bine față, pentru că sunt adversari foarte buni, chiar aceeași Canada care duce lipsa de victorie, dar sunt sigur că vor și foarte motivați împotriva noastră. Este foarte important pentru că mereu este un loc de a progresa și de a fi cu echipa împreună cât mai mult timp. Acest lucru ne ajută să ne pregătim mai bine, să ne cunoaștem, și evident, de a ne pregăti cât mai serios de meciurile ce le vom avea în septembrie. Trebuie să recunoaștem că este foarte greu, după opinia mea, dar privind și pozitiv lucrurile, este important de a ieși la orice meci, de a lupta și a demonstra că avem caracter și cred că cu acest dovad de caracter vom reuși și rezultate bune. După meciurile chiar și cu Montenegru, bine, cu meciurile cu Anglia au fost nu prea reușite, dar oricum, meciul cu Montenegru și Polonia cred că au adus în vigoare adversari mult mai interesanți de a juca împotriva noastră. Я этих соперников не видел, и, ну, думаю, неплохие сборные. Вот. Попытаемся сыграть достойно и взять очки, то есть наработать какие-то схемы. Главное – это победа или просто игру настроить? Ну, естественно, в уме все держат победу и будем добиваться ее. Без настроя это понятно, что никакой победы не добьешься. Вот ребята все вроде настроены и жаждут. Поездка в Африку не пугает? Ну, непонятно еще как лететь, то есть, ну, естественно, тяжелый перелет будет. Ну, все нормально, думаю, долетим. И тяжелый матч там играет этого Сонг из Барселоны. Хорошие футболисты. Что? Ну, что смысл их бояться или тогда вообще не нужно лететь, если их бояться? С каждым соперником можно играть и добиваться побед. Cred că foarte bine de jucat cu așa echipe care sunt destul de bune și să vedem în ce componențe să jucăm și să facem numai jocuri bune, să arătăm la campionatul preliminar în campionatul european, o să arătăm jocuri bune. După meciurile care le-am jucat cu Montenegru și poate ultimul cu Andorra, a arătat că avem echipă bună care poate să arate un joc bun și poate să facă rezultate bune. De asta cred că vor să joace cu noi și echipe mai mari. Rezultatul contează sau închegarea relațiilor de joc are prioritate? Și jocul contează și rezultatul contează. Fără joc nu o să fie rezultat. Cu care din aceste trei naționale crezi că va fi cel mai greu? Cred cu Camerun. Că e cea mai bună din toate trei, calificat la campionatul mondial.